După ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că niște magi din răsărit au venit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul care li s-a născut de curând iudeilor? Căci i-am văzut steaua din răsărit și am venit să ne închinăm lui. După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit a mers înaintea lor, până când a ajuns și s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Ei s-au bucurat nespus la vederea stelei. Când au intrat în casă și l-au văzut pe copil, împreună cu Maria, mama lui, s-au proșternut înaintea lui, închinându-i-se, și-au deschis cufarele cu comori și i-au oferit daruri: aur, tămâie și smirnă. Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre țara lor, pe un alt drum.